Proiectul face victime. Un bărbat din satul Nemțeni, raionul Hâncești, a decedat în urma inundațiilor. Informația a fost confirmată de serviciul situației excepționale. Cadavrul bărbatului de 33 de ani a fost descoperit astăzi în grădina vecinilor. În prezent, salvatorii îl caută și pe fratele acestuia în vârstă de 31 de ani, care a fost dat dispărut. Potrivit serviciului situației excepționale, în satele Nemțești și Cotul Morii din raionul Hâncești, prutul a inundat peste 350 de gospodării, iar în satul Obileni, 33 de case sunt în pericol de a fi luate de viitură. Din Cotul Morii au fost evacuate 1.800 de persoane. După ce a vizitat astăzi satele devastate din raionul Hâncești, premierul Vlad Filat a declarat că oamenii care și-au pierdut casele în urma inundațiilor vor primi compensații bănești sau vor fi asigurați cu locuințe noi.